Bine ați venit! Mă numesc Angela Stolnicu, sunt antropolog și am deschis acest canal pentru a vă prezenta în cheia antropologică mai multe informații relevante despre Hashimoto și despre autoimunitate în general. Acesta este un video introductiv în care doresc să mă prezint și să punctez ce îmi propun să vă spun. În primul rând, vreau să vă împărtășesc experiența mea personală despre cum am adus Hashimoto în remisie, ce schimbări concrete am testat mai întâi pe corpul meu și am introdus în traiul meu zilnic și pentru a simți într-o bună zi că tiroida funcționează optim. Îmi propun să vă prezint noi cercetări și noi semnificații despre Hashimoto, dar nu numai. Vreau să mă concentrez pe stilul de viață, pe dependențele noastre, pe intenția de a îmbătrâni independent și pe picioarele noastre. Deci vom vorbi și despre longevitate. Toate acestea, dincolo de, să spunem, medicație, de ce spune sau prescrie medicul, dar totuși fără a le ignora, în final îmi propun să practic un exercițiu critic asupra stării de sănătate. De asemenea, vreau să subliniez în prezentările mele viitoare cât de importantă este componenta autoimună a acestei boli Hashimoto. Și de asemenea să încerc să vă conving că învingerea acestui diagnostic cere foarte multă implicare personală. Nu este suficient să mergi la endocrinolog sau să faci o serie de analize din când în când. Este crucial să înțelegem cât de important cât de mult putem influența sistemul imunitar și cât de important este modul nostru de a trăi. Practic, experiența mea personală cu această boală îmi spune că Hashimoto poate fi ținută sub control și aș putea să spun că are un mare grad de reversibilitate comparativ cu alte boli autoimune. Îmi propun de asemenea, ca antropolog, o muncă de traducere, pentru că într-un fel cam asta face un antropolog, o muncă de traducere a unor informații medicale, să le spun, complicate, în limbajul aplicărilor la rutina noastră zilnică. Cu alte cuvinte, voi vorbi mai mult aici despre un fel de educație, nu vreau să pară ceva pretențios, în orice caz, mai multe informații, mai multă educație și mai puțină sau chiar deloc medicație. Evident, materialele video sau print pe care le voi prezenta au doar scop informativ și educativ. Nu trebuie folosite ca mod de autodiagnosticare, ca mod de substituire a consultului medical sau a prescripției medicale. În orice caz, în josul paginii există un disclaimer mai elaborat și vă rog să-l parcurgeți. Deci această abordare nu este făcută în sensul unui diagnostic, a unui curs, un tratament medical sau orice fel de serviciu medical. În final, aș vrea să vă spun de ce am numit canalul acesta Hashimoto Mon Amour. Acum 25 de ani, când eu am auzit pentru prima dată acest diagnostic, rezonanța, sonoritatea denumirii bolii mi s-a părut că are o legătură, am făcut eu această corelație atunci cu Hiroshima, practic cu celebrul film Hiroshima Mon Amour, filmul anilor 60. Dar în timp, studiind complexitatea acestei boli, după 25 de ani, pot să spun
că, într-adevăr, această asociere cu Hiroshima m-a făcut să simt să simt ceva nuclear, în sensul impactului bolii asupra corpului. Și pot să spun după acești ani că nu cred că m-am înșelat. Dar asta vom discuta pe parcursul următoarelor prezentări. Atât pentru moment, ne vedem în următorul video în care voi vorbi efectiv despre ce este Hashimoto și un scurt dicționar al titulaturii complete a acestei boli. Mulțumesc, pe curând!